Construcția bugetului pe 2013 va include cu siguranță TVA de 9% la alimente, dacă această măsură nu va fi implementată din acest an, a declarat luni Ministrul Agriculturii Daniel Constantin. Dacă nu va fi în acest an, cu siguranță construcția bugetului pe 2013 va începe cu un TVA redus, a spus Constantin conform Mediafax. El a afirmat că măsura pe care trebuie să o aplice statul pentru a combate evaziunea este TVA redusă la produsele alimentare. Suntem în discuții, discutăm zi de zi cu Ministerul de Finanțe și sper ca după misiunea Fondului Monetar Internațional din data de 25 iulie să putem să prezentăm un grafic foarte clar de implementare a TVA redus la produsele alimentare de 9%. Eu personal îmi doresc chiar din acest an pe două zone, morărit și panificație, să introducem acest TVA redus pentru că acolo este evaziunea cea mai mare în agricultură, a mai spus ministrul. Reprezentanții femei au afirmat atunci că reducerea TVA pentru anumite sectoare sau produse nu are efecte benefice pentru consumatori, întrucât duce deseori la evaziune, iar femeii nu încurajează ca principiu cotele diferențiate de TVA. Ministrul Finanțelor Florin Georgescu susține că o eventuală reducere a taxei la alimente va fi decisă după alegerile din toamnă.